Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 4 ani de suspendare, mă rog, unul l-a făcut deja. Aproape, dar în octombrie, dacă nu mă înșel, anul trecut a fost suspendată. Foarte dacă dur, rămâne așa... a reacționat, e furioasă, dezamăgită. A reacționat și Muratoglu. Muratoglu ăla mi se pare că e cu musca pe căciulă. Adică mandatul lui s-a întâmplat beleaua. Toate schimbările astea și toate testele au fost făcute în parte din mandatul lui. Da. Bine, au fost multe reacții. Reacționa și la noi Ilie Năstase, care a spus că dacă era american, că da, se întâmpla niciodată așa ceva. Eu asta nu înțeleg niciodată. Lăsați. Victimizarea asta noastră, știi? Dom'le, dacă nu e româncă și își bă joc de ea. Păi nu cred, adică Simona Halep este o româncă multimilionară și o vedetă a tenisului și o sportivă de top. Nu mi se adică... pare că în tenis mai sunt astfel de probleme de naționalitate. Adică campionii tenisului sunt de toate naționalitățile. Da. Djokovic e sârb, a avut meciurile lui cu, cu autoritățile din tenis, nu l-au lăsat să joace, nu știu. Sunt campioni din Belarus, din Rusia, da, de peste tot, asta din America, n-are nicio legătură. Finală la US Open, la New York, între un rus și un sârb. Da. Sârbul fiind Djokovic, care a făcut ce a făcut cu în pandemie, s-au opus vaccinării. Și Medvedev e rus și Rusia are o problemă. Medvedev e rus, cealaltă finalistă, bielorusa, deci... Sabalenka, ăștia trei în total au scos vreo 5-6 milioane. Adică da, dacă Ilie era o conspirație... În... Da, Ilie Năstase face în continuare politica pe care știe el să o facă și care nu i-a adus nimic niciodată. Dar este o declarație foarte interesantă a Simonei, pe care, dacă reușește să o probeze, să o dovedească cumva, cred că are un, are un caz. Aia în care spune că jurații, practic cei care au examinat pașaportul ei biologic, de și-au schimbat de pozițiile, experții, mă rog, și-au schimbat de pozițiile în momentul în care au aflat că probele sunt ale Simonei Halep. Acum, dacă reușește să probeze asta, da, asta trebuie, aici trebuie să primim o explicație din partea acestor experți. Dacă s-a întâmplat așa și din ce motive și-au schimbat de poziția, că poate să fi schimbat de poziția în urma unor analize suplimentare din pașaportul biologic respectiv. Dar dacă Simona poate demonstra asta, atunci da, acolo avem ceva, avem o chestie care ridică întrebări. Altfel, chiar și Simona, nu știu dacă ați observat, și Simona admite că suplimentul pe care l-a luat era contaminat, pentru că a anunțat că va da în judecată compania respectivă. Uh-huh. Asta nu înseamnă că știa. Adică nu e o dovadă că știa. Poți să iei suplimentul respectiv, să nu știi și descoperi după aceea. Dai în judecată compania. Ok, asta este legitim. Dar experții au precizat că ei au admis faptul că au admis acest argument, că a luat un supliment contaminat, așa odată, e, da. Dar că asta nu explică neregularitățile din pașaportul ei biologic, care pașaport, înțeleg că urmărește evoluțiile anumitor indicatori fizico-chimici, biochimici pe o durată mai lungă. Și că acolo sunt lucruri inexplicabile din punctul de vedere al acestor experți care au justificat această suspendare. Da, asta ar fi premisele. Acum, oricum ar fi, sigur, Simona ne-a produs cam cele mai mari bucurii pe plan sportiv în ultimii ani. Nu cred că pot fi puse la îndoială performanțele ei, nu cred că se pune problema ca cineva să creadă că a trișat temeinic sau în mod continuu. Nu se știe încă sigur nici dacă acum s-a întâmplat asta cu bună știință sau nu. Urmează să facă probabil apel la Tribunalul Sportiv de la Lozan și o să vedem cum se va încheia toată tărășenia asta, dar cred că oricum ar fi, deci suntem datori cu încurajări măcar și, adică dacă rămâne decizia asta, e clar, cariera ei ar fi terminată încă 3 ani de suspendare de acum înainte. Și încă un an e mult, îți dai seama, a stat un an, mai stă unul și după aia la o vârstă, da, când de obicei te retragi din tenis, exact, o iei de la capăt. Nu s-ar mai pune problema să... Ba mai mult, are 0 puncte în clasamentul WTA, asta înseamnă că ar trebui să participe la o serie de turnee ca să ajungă, cred că mai sus, ea... și e destul de obositor la vârsta. Cred că pentru ea miza acum este refacerea reputației, dacă așa mai e, poate, da, să obțină asta. Nu neapărat punctele, poate să câștige un turneu dacă cine știe mai are timp și revine, dar e nu complicat. Cred că miza mai sunt banii. Cred că nu, miza este doar reputația. Exact, onoarea ei. Pe de altă parte, nici acești experți nu sunt născuți ieri. Uh-huh. Asta e ceea ce fac ei. La cât a durat toată tărășenia asta, era de așteptat cumva că e ceva în neregulă acolo.
În fine, cert e că ieri mă uitam pe Facebook după apariția verdictului, au fost foarte multe reacții. Au fost și oameni care au zis că da, erau convinși că asta e la noi. Dom'le, eram 100% sigur oricum că a trișat și bine au făcut, era clară situația. Alții care au spus orice ar fi trebuit să o susținem pe Simona până în pânzele albe. Alții care acuză, cum spuneam, teoria conspirației, că dacă nu era româncă și era din altă parte, da, scăpa mai ieftin. Să vedem. Care credeți că este viitorul Simonei Halep în acest context și după suspendarea pronunțată ieri? Dați-ne mesaje, audio pe WhatsApp 0728 3D1 3D2. Care e concluzia voastră după această saga care, iată, a ajuns la un punct culminant, dar nu pare să se fie încheiat? Dați-ne și telefoane 0372 069 599. Vrem să vă auzim părerea despre cazul Simona Halep suspendată pentru dopaj. Evident, foarte multe mesaje, păreri împărțite, opinii pro și contra. O să difuzăm în primul rând mesaje. Hai să luăm și telefoane, da? Mesaje și telefoane, da? Intrăm, hai. Dimineața, băieți. Da, cred ca și român că Simona ar trebui susținută până în pânzile albe, fraților. Pentru că este una dintre mari români. Este Gen Hagi, care ne-a făcut un lobby, că nu ne-a făcut în 33 de ani toți politicienii, toți ticăloși ăștia care s-au prezentat pe la conducerea țării. Și da, chiar cred că este o conspirație contra ei. Nu se poate dintr-o dată, nu se poate. Se vede cineva. Uitați-vă la fața ei, fraților. Uitați-vă ce zice CTP, uitați-vă ce zice toată lumea. Nu există, nu cred în așa ceva. Cred că e o făcătură. Simona, dă-i înainte, capul sus. Ai făcut cinste României. Bravo, Simona. Cornel din Suceava, din Doncaster, știți că clientul vostru. Tot respectul. Mulțumim. Și mulțumesc, Cornel, pentru mesaj, dar ce are naționalitatea cu adevărul? Ce are credința cu probele științifice? Aici este problema. Faptul că este cineva român nu scutește de posibilitatea de a fura, de a încălca legea, așa cum nu exclude și posibilitatea de a fi cinstit. Ce vreau să spun este că faptul că ești român, american, argentinian, zulus, nu înseamnă că nu te dopezi în tenis. Da, uite, am mai primit un mesaj de la Fane care zice așa: aflați ce naționalitate are fiecare membru din comisie și poate înțelegem decizia pe care au luat-o. Măi, oameni buni, eu nu știu, n-am simțit niciodată că aș avea dușmani eu ca român. Adică nația asta este un mesaj fără niciun fel de valoare. Păi află tu ce naționalitate și după aceea demonstrează care semnificație. Cum îl cheamă pe ascultător? Fane, ce naționalitate, da, Fane, ar putea află avea? Tu, adică, frate, ce naționalitate sunt... și demonstrează că există o legătură. Care nu... sunt națiile care au dușmanie cu România? Am băgat-o și o pârlă. Da. Salut, Cristi din Timișoara vă sun, din trafic. Fraților, eu nu știu dacă a trișat sau n-a trișat, numai ea poate să știe, poate nici ea. Cert e că nu pare genul de sportivă care ar fi dispusă să facă astfel de compromisuri. Eu aș vrea doar să răspund la prima voastră întrebare, ce viitor îi văd lui, da, Halep? Păi mă gândesc la Maria Șarapova, care și-a lansat propria linie de dulciuri, Sugarpova, cred că se numea. Eu zice că un jalapeno acolo, ceva sosuri, mm-hmm, din astea, tabasco, iuți, ar merge, ar prinde la public. În rest, sper să-și dovedească nevinovăția, doar pentru că, după cum am spus, nu pare genul de om care ar face asta de bună știință. Salutări din traficul din Timișoara, care cred că e mai bun totuși decât ăla din București. Mulțumim, da. Sperăm, da. Da, ne gândeam la ce viitor... Dacă mai are viitor în sport după acest incident. Nu financiar, că financiar cred că stă super ok. Andrei, bună dimineața! Da, vă salut, băieți, Andrei sunt. Deci dacă încă 3 ani de acum încolo trebuie să-și spășească pedeapsa, este limpede că nu mai poate reveni la ce a fost în topurile tenisului mondial. Pe de altă parte, teoria cu națiunea, că e așa sau pe dincolo, nu e valabilă, nu ține. Dar puteți să ne gândim și la ideea cu Andrei Răducanu cu ibuprofenul. Și acolo nu putem ști de ce nu i-au recunoscut performanța Andrei. Ce, da, este adevărat.
Da, corect, regulile astea par sunt ca să fie drepte și egale pentru toată lumea, la un moment dat ajung și nedrepte. Vă reamintesc, dacă nu mai țineți minte, la Olimpiada din 2000, Andreea Răducanu era răcită și doctorul echipei noastre i-a dat un Nurofen care avea pseudoefedrină. Nurofenul ăla, răceală și gripă, nu, și avea pseudoefedrină. Fata n-a avut nicio vină, toată lumea a recunoscut, dar medalia retrasă nu i-a mai fost dată niciodată, ceea ce cred că nu e drept. Bună dimineața, vă salut! Nimeni nu recunoaște că s-a dopat. Niciun sportiv nu a recunoscut că s-a dopat. Da? Toți spun același lucru, aceeași placă. Da? Nu am luat, n-am fost conștient de ceea ce iau. Până la urmă, o instanță a dat verdictul. Simona Halep s-a dopat. Punct. Restul putem discuta ce dorim, dar s-a dopat. Asta e clar. Restul că discutăm că e româncă, că nu e româncă, ce mai fi? Exemplu de Armstrong, care a negat până în pânzele albe și s-a dovedit, a recunoscut după ani și ani. Toate cele bune. Mulțumim. Da, că ai adus vorba de Lance Armstrong, faimosul ciclist care a câștigat de 7 ori. De 7 ori. A fost expus de un jurnalist care a investigat situația lui. Un jurnalist britanic, Lance Armstrong, nu doar că a negat, dar l-a dat în judecată, a câștigat procesele și i-a luat banii, l-a băgat pe la, cum să spunem, faliment personal, deși acel jurnalist demonstra adevărul. Și în cele din urmă, după mulți ani, a acceptat și adevărul și a recunoscut. În care nu vreau să fie nicio comparație aici, dar aduceți-vă aminte, Lance Armstrong, pe lângă faptul că era un fabulos ciclist, învinsese un cancer, făcuse o fundație de luptă împotriva cancerului, adică avea o imagine impecabilă în momentul când a apărut bomba asta. Cătălin Striblea este în direct cu noi, pentru că astăzi de la 1 și un sfert o să fie o ediție specială a emisiunii România în direct. Cătălin, bună dimineața, dă-ne detalii. Bună dimineața, noi l-auzeam pe ascultător mai devreme și o să vă propun altă perspectivă. O instanță de judecată a hotărât că Simona Halep s-a dopat și e greu să pui la îndoială verdictele instanțelor de judecată. Sigur că pedeapsa este înspăimântătoare, e cea mai mare de care am auzit vreodată, rezultă că Simona de-a lungul anilor, în mintea noastră așa ar rezulta, de-a lungul anilor ar fi făcut treaba asta de mai multe ori. Sharapova a fost suspendată 2 ani, ca să facem o comparație, dar și substanța incriminată în cazul Sharapovei înțeleg că este ceva mai slabă decât roxadosfofatul ăsta. Da, Cătălin, în cazul Simonei agravant e faptul că pașaportul ăla n-a fost în regulă, deci cumva sunt două capete de acuzare. La Sharapova a fost o faptă. Da. Aici sunt... O faptă, Sharapova a spus că n-a văzut un e-mail, genul de prostie pe care în general sportivii îl spun atunci când vine vorba de chestiuni de genul. Simona Halep, potrivit unei instanțe de judecată, s-a dopat cu bună știință. Și, probabil, citind printre rânduri acolo, e un sistem de dopaj în jurul ei, care a ajutat-o, care i-a dat niște suplimente sau ce i-ar fi dat acolo. Întrebarea mea vine din altă perspectivă și o să mă adresez astăzi ascultătorilor spunându-le așa, ce reprezintă astăzi, după acest verdict, Simona Halep pentru România? Pentru că ea este un mit, este mitul omului de succes corect creat în această țară. Ea are puțini oameni de succes cu așa mare vizibilitate care să aibă toți pașii corecți. Știți ce înseamnă Simona Halep la noi? Este vorba de oameni care au muncit pas cu pas și au ajuns în cel mai înalt punct al carierei lor. Ori acum se dovedește că asta pare să fi fost o fraudă. Nu o să fiu singur în emisiunea de astăzi. O să vină Cătălin Tolontan alături de mine. O să-i auzim și pe fostul antrenor al Simonei, Daniel Dobre, pe jurnalistul Radu Naum, care aici în România a dus o campanie, să-i spunem, de dură împotriva celor care se dopează. Dar în primul rând o să auzim ascultătorii, pentru că sunt curios ce gândește România dincolo de momentul ăsta. Sigur că sunt în primul rând mesaje emoționale, că nu ne dezicem niciodată de Simona, ceea ce e și corect, ea a făcut foarte multe în această țară și are încă o imagine foarte bună, dar vreau să văd ce gândește lumea în acest moment al acestui episod și dacă mai vede vreo șansă pentru Simona. Uh-huh. Și ce fel de șansă? Sportivă
sau de imagine. Că și asta contează foarte tare. Eu vă aștept la 1 și un sfert. Mulțumim, Cătălin Striblea. Păi cam atât. Da, unul și un sfert, mai multe detalii. Cătălin, poate să mai lămuresc lucrurile până atunci. Dacă sună Muratoglu, să-l băgați și pe el în live. Să vedem. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.